Hai de grecu, Iani, păi nu, stați aici unde plecați, să facem tot. Adică dansăm acum, exact, toți dansați pe aceeași melodie. Unde ai plecat, grecule? Asta e că asta vine dintr-o coreografia ta, nu? Deci, păi, da, numai o secundă. Ianis și Nicoleta Voica și, mă, nu trebuie microfon, că dansez. Dar trebuie să mă las să merg să schimb. Ce să schimb? Păi nu dansez cu grecu, dansez românește. Ce să schimb, mai? Românește. Românește? Românește. Dansez cu, jucăm acum, jucăm populară. E un pic de busola grecu pentru că a văzut colegele lui foarte sexy îmbrăcate și plecase și el să se schimbe. Numai, stai o secundă, stai o secundă un pic să vă dea prezentatorul startul, ce faceți? Numai o secundă, trebuie să faceți loc să se vadă și ei pentru că este dans în același timp. Beni și invitata lui Viorica Macovei și bineînțeles Nicoleta Voica și Ianis, așadar unul lângă altul, iar cei de acasă dau note la maruta@romprotv.ro, adresa de mail. Ce partitură, domne? Păi, noi nu știam. Ia, uite, bă, au și început cu contestațiile, nici n-au început. Un profesionist e profesionist, păi, și în zi de Paște. Dați drumul la muzică, că noi facem regulile aici. Bătuta!